21 noiembrie. Ziua în care începe iarna, Ovidenia, este o sărbătoare a luminii care sparge întunericul iernii și al morții. Azi sărbătorim intrarea Maicii Domnului în biserică, împlinindu-se 3 ani de la nașterea Preacuratei Fecioare Maria. Drepții ei părinți, Ioachim și Ana, și-au adus aminte de făgăduința lor, ca să ducă în dar lui Dumnezeu pe cel născut. Ajungând în cetatea Ierusalimului, au mers cu cinste la biserică, ducând întrânsa prebiserica lui Dumnezeu, cea însuflețită, preprunca cea de 3 ani, Preacurata Fecioară Maria. Ca și la Crăciun, se spune că azi se deschide cerul și vitele vorbesc. Uneori se spune că frumusețile cerului sunt văzute de cei prea buni la Dumnezeu. Această sărbătoare se ține pentru ochii ce văd, pentru vedere. În acest scop, unii oameni sfințesc în această zi câte un fuior, cu ajutorul căruia, la nevoie, se șterg pe ochi cu apă. În această zi se dă de pomană lumina de veci, lumânarea care nu se va stinge niciodată pe lumea cealaltă. De asemenea, se aprind lumânări și se dă de pomană de sufletul celor înnecați, morți fără lumânare la căpătăi, morți în întuneric, ca să aibă și ei pe lumea cealaltă calea luminată. Tot azi se ia o crenguță cu 7 prune și câteva lune și se păstrează la loc neumblat, căci sunt bune de friguri și de alte boli. Dacă în această zi va fi senin, soare, atunci vara va fi secetoasă, de va fi nor și liniște, peste an vor fi epidemii.